Bună seara, doamnă! Adevărată doamnă! Unde mergem? Spune-i, dragă, spune-i! Hai, Linca, păi la asta mă gândeam că eu nu le am cu declarațiile. Zici ce-ți vine la gură. Nu e bine. Nu e bine să zici ce-ți vine. Da, tu zi, Tonciule, ce-ai tu pe suflet imediat? Orice, că de la tine tot... Eu o să vă spun exact ceea ce simt. Așa. Nu le am cu declarațiile de dragoste. Pentru mine, te iubesc, este de ajuns. Da, dar ochelari jos, că nu-ți vede ochii și... Așa. Soțul meu știe că îl iubesc foarte mult și că îl respect în același timp enorm de mult. Este singurul bărbat din viața mea care mă respectă și care se poartă excelent cu mine și care îmi acceptă foarte multe nebuniile. Da, nebuniile, așa. Și îi mai mulțumesc încă o dată pentru că mi-a făcut cel mai frumos cadou din viața mea. Și că iubesc foarte mult. Da, când vorbesc despre Rebecca, mă emoționez foarte mult. Mi-este foarte dor de ea, Ilinca, pentru că n-am mai văzut-o de 10 zile și nici weekendul ăsta nu cred că am să pot să o văd, pentru că trebuie să alerg, mâine mă duc la un eveniment și... Dar cred că, lăsând la o parte dragostea asta nebună de care, mă rog, vorbim cu toții, cred că aia supremă e tocmai pentru bărbatul care e cel care îți dăruiește cea mai mare minune din viața ta. Așa este și crede-mă că la noi asta a fost o întâmplare. Nu am programat absolut nimic. Zis și făcut. Da. Am înțeles, Andreea. E o declarație de dragoste din suflet și asta mă bucură. Uite că văd că și fetele plâng acolo în spate. Bianca n-a mai terminat de plâns de când a fost momentul ei. Vino aici. Pe Dea o văd cu lacrimi în ochi. Pe Raluca la fel. Teo Roze șterge Raluca lacrimile. De la Bambi, să nu... Raluca de la Bambi, da, da, da. Mai v-a emoționat, Andreea, sau ce e cu plânsul ăsta în cor? Da, cred că suntem epuizate, dacă ne întreb. Dacă era de Survivor, ce mai făcea? Sunteți epuizate aici? Eu cred că asta e, că suntem foarte sensibile. E stresul mare pentru toată lumea și acum, dacă găsim așa un subiect care să ne sensibilizeze și mai mult, atunci, da, lăcrimăm. Bine că nu-i Gina aici. Că dacă... Bine că dacă era Gina, era și mai rău, de ce plângeam hohote. Da, Andreea, îmi place foarte mult de tine, îmi place foarte mult rochia, stă foarte bine cu această coafiură, ești foarte frumoasă, serios. Șoc! Da. Șoc, șoc, șoc și groază. Eu care nu stă al dracu părmul. Chiar îți stă. Da, fie. Sunt... N-am ce să comentez, mi se pare o ținută foarte bună. Mulțumesc. Ca toate celelalte de altfel. Mulțumesc, Raluca. Oana? Andreea, arăți, dacă te-aș fi văzut prima oară pe stradă sau oriunde, aș fi zis că ești cea mai mare juristă posibilă, sau cea mai mare jurist, pardon. Nu știu, te-aș fi văzut ca o doamnă avocat sau ceva. Oricum, îți stă foarte, foarte bine. Cu ochelari la ochi, parcă ești la mormântare, nu-i mai pune. Lasă, vreau să-i mulțumesc Biei pentru nu că mi-a împrumutat. Nu poți să crezi, de la Bianca? Da, te-am împrumutat, Bia? Da. Ce drăguț! I-a făcut și funde. Îți stă foarte frumos. Te-am spus să nu zici, dacă zice cineva de rău, să nu zici. Lasă, de dragă, la mine. Lasă, dragă, că mie îmi plac, nu ție-ți contează. Plac. Eu sunt foarte frumoasă, ochelarii, doar că tu ești foarte frumoasă și foarte veselă fără ei. Ai o gleznă foarte subțire, te avantajează dresul. Îmi place. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Oana. Nici noi două. N-am fost? Nu. Ah, înseamnă că eu văd cearta la nivelul ăla. La mine nu e niciodată pe... Nu mă e de... Mai e de vlog. Și acum eu înlocuiesc pe Adina. Ia zi, Bianca. Îți place? Crezi că este mulțumită Andreea de fundele pe care le-ai făcut tu? Auzi să nu spui că nu-ți plac fundele. Mă fac și pasta la ia uite, nemulțumită. Stai, frate, că n-ajung la tine să mă urc aici. Bun. A venit ea la nivelul meu, bravo. Păi tot așa ca la mână vrei? Nu știu ce. Dacă zici că nu-ți plac fundele, eu nu dau vina pe tine. Păi să ascund eu, stai. Stai un pic. Stai un pic, că poate să cadă așa, gen, știi? Da. Dacă poți și la mâini să le faci așa, ar fi perfectamente. Mai picate. Mai picate așa. Mai picate. Așa vrei. Nu mă, mai mult, mai mult. Mai strâns. Mai strâns, da. Nu, ia, stai să mă uit. Nu așa picată, mă, trebuie. Păi ia o zis așa. Și eu văd mai sus. Da, și eu, a, da, e picată, nu. Hai, Raluca. Aici. Zici că n-ai talent și ai. Ajutați-mă și pe mine. Nu vrem să ajutăm Andreea, că oricum ai prea multe stele. Ia uite, s-a băgat în spatele meu. Ce faci, mă, mamă? Mă, 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 m
E prea mare ăsta pe lângă ăsta. La probă mi-a ieșit bombă, dar l-am reținut. Nu știu, frate. Cine știe să facă funde? Păi uite ce frumos le-am făcut la mână. Ce nu-ți place? Cine știe Dea să facă funde? Dea! Dea, unde ești, mamă? La toaletă. Sunt parșivă, micinoasă, nesimțită. Cum mai sunt? Stai că mai aveam niște calități. Falsă. Îmi plătesc de-alea pe Instagram, toate nenorocirile din lume. Dar nu știu, domnule, ce i-a venit. Ce, fă și mie două fundițe. Zic, hai să-ți fac. N-a văzut că nu iese la altcineva, nu iese la altcineva. La mine ieșeau, arătau bine fundițele și a rămas cu fundițele mele. Și la un moment dat mă trezesc, mă uit așa puțin la ea prin platou pe acolo. Zic, ia uite, și-a luat Andreea ochelari ca ai mei. Zic, ce gusturi bune are în gândul meu, știi? Și vine la mine, zice... Auzi să-i tăi ochelari, ăștia-mi împrumut și mie? Zic, da, dragă, ia-i. Dacă ție-ți plac, ia-i, nu-i nicio problemă. O, sora mea, viața mea, sufletul meu. Știi cum e Andreea. Am trăit să o văd și pe asta. Andreea, Bia Rus împarte exact lucruri cu Bia Rus și își împrumută și fac fundițe împreună. Tot să vă țină la Dumnezeu Bia obiceiul, ce să zic. Hai să ascultăm părerea juraților. Andreea, te rog. Mare surpriză aceste competiții. Să-ți arunc o provocare. Luați telefonul pe la spatele iubitei. N-a sunat bine asta, am cer scuze. Să desparte trupa Bambi? Să nu mai împărțim bani. Voi două oricum aveți față backing vocals. Pantofii sunt... Nu, da, e. Horror. Monstru. Și... ce asta? Ce s asta? Asta nu e... ce asta? Da, parcă rămăsese vorba că vii cu o afiură glam, ai, retro. Uite, vezi că nu-mi stă Morris. Ce ondulă, ce e asta, ce Mori, Morise, tu ești. Da, unde e ondula, unde e coafajul, unde e glamourul? Uite-l, nu-mi stă, am un păr foarte moale care nu-mi stă decât drept. Păi și eu sunt martor, săraca. Am văzut-o la pauză, se plimba pe culoarele astea. Avea bigudiuri de la mici în păr, era chinuită ca alte alea. Crede-mă, s-a chinuit fata. Dar e buclată, buclată adică... puțin, dar este un buclaj așa, indecis. Are firul gros, are păr de la ca lumea. Moriș, ce vrei să fac? Mă rap din cap și poate... Nu, dragă, ai păr, nu am să ras din cap. Uite, acum e am văzut că asta mică coca, după cum se poate, ăsta mică, mai scurt de un picior. Are un picior mai scurt. Dar să știi că e în spate, deci e ok. Coca, nu se vede. Nu se vede, vede doar cine trebuie. Mă, că nu vreau să... a văzut administratorul suficient, stai liniștită. Păiță ferească Dumnezeu că și omul ăla e căsătorită și el copii acasă, nu vreau să... pe bune. Nu mai ține geanta asta așa de știi. Nu-mi place să-mi atârne lanțurile. Unde se atârne lanțurile? Pe jos. Dar nu poți să o tragă pe umăr de lanțurile alea, să o pui pe da, umăr? Da, vrei să-mi fac curtă. Nu? La ce poți să faci curtă? Păi strig rochea. Mergi cu ea tip diplomat. Unde-i vrea cu tip diplomat unde în mână? Așa e mai bine, păi așa, așa. Așa să-mi fac cu geanta. Așa, da. Îți mulțumesc că m-ai învățat. Să știi că eu aș fi pus niște pantofi fără dungi, fără benzile alea elastice. Dar, hai mai, Morris, a dat și o grămadă de bani pe ei. Nici ăștia nu-ți plac? Păi, bă, de-mi plac, dar la alte ținute. La rochia asta și la ciorapii cu picouri n-aș fi pus pantofi cu benze elastice. Stiletto simpli. Stiletto simpli. Nu, da, dragă, dresul. Stiletto simpli, lasă dresul. Altfel ținuta să știi că vine foarte bine și ne surprinzi, dragă. Bianca, dă stiletto, ai tăi și ai păștea. Am trăit să te văd și în rochie retro. Ei? Băi, Tonciule, fii atent. Indiferent de tot ce, de oricine ce-ar spune, ești dintre cele mai mari revelații ever. Nici eu nu credeam să te văd îmbrăcat așa. Îți stă părul splendid, bă, cu buclele astea. Îți stă splendid, să nu te mai aud cu prostii de astea. Nu stă bine buclane, buclata alte alea. Nu mai fac așa, zici că sunt o curcă plouată. Nu ești o curcă plouată.
Nu ești curcă ploată, crede-mă pe cuvânt, crezi că face mișto, crezi că ne-a nebunit Dumnezeu să-ți spunem că stă bine, ne vede o țară întreagă. Și așa, repet, deci ești cea mai mare surpriză acestei competiții. Impecabil îmbrăcată, crede-mă. Pantofii îmi plac, știu, sunt de brand, sunt alea. Nu se potrivă doar, dar sunt detalii atât de micuțe, foarte micuțe. Îți vine rochia impecabil, drag. Mulțumesc. Cocoană de lux. N-ați mai lăsat nimic pentru mine. Ce să zici, că e perfectă. E. Da, dar eu pot să spun că e cea mai frumoasă ținută din seara asta în platou. Că îți dau bravo, with love, din toată inima. Și îți arunc o provocare, nu știu dacă pentru gală sau data viitoare, încearcă să-ți faci acele ondule. Da. Ondula aia retro, care, aia, faluri, aia, faluri, waves. Nu știu dacă în emisiunea de sâmbătă sau în altă emisiune încearcă să faci acele onduri, așa, retro. Special pentru tine, dacă nu stă părul, jur că mă tun. Îmi pun perucă, nu se mai poate. Păi, să chinuie lumea așa și nu-mi stă părul. De la Bote with Love. Mulțumesc! Fără discuție, Andreea, bravo, ai stil. Mulțumesc! I love you! Mulțumesc. Felicitări, Andreea, vorbește și cu publicul, te rog. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că îmi dați foarte multe mesaje. Nu uitați să votați 4 la 1 2 0 6. Și Valentine's Day fericit, cal meu. Mulțumesc, Andreea.